Economia județului ar putea fi repusă pe picioare. În acest sens, membrii ALDE au în vizor un program elaborat pentru a scoate Mehedințiul din conul economic de umbră în care se află. În primul rând, liderii ALDE susțin extinderea rețelei de gaz în Mehedinți, proiect implementat la noi încă de pe timpul guvernării Tăriceanu. Extinderea rețelei de gaz poate să aducă, pe de o parte, bunăstare economică. Este un lucru care poate bustui situația economică, poate fi de folos agenților economici. Pe de altă parte, lucru cel mai important este o alternativă de încălzire pentru severineni. Pe lângă acest proiect, liderii ALDE susțin că un punct important este acela de a profita de potențialul pe care îl are județul, în loc să proiectăm programe ce nu pot fi implementate niciodată. Un al doilea lucru pe care noi îl propunem și vom vrea să-l ducem la bun sfârșit este folosirea sistemului energetic, care este foarte dezvoltat în Drobeta, Turnul Severin, și aici mă refer foarte clar la hidroelectrica. Cifra de afaceri pe care o are această societate cu capital de stat trebuie să fie folosită și în interesul mehedințenilor. Un al treilea lucru ar fi reactivarea platformelor industriale. Programele propuse de ALDE vor atrage de la sine și crearea de locuri de muncă în județ, salarii mai mari pentru mehedințeni, dar și oferirea unui trai decent pentru locuitorii Mehedințiului.